Vrei să o vezi? Privește. Să fiu mai mult decât o mamă pentru tine. Știu că orice alegeri vei face, cu siguranță nu vei da greș. Așadar, fă tot ce-ți dorești să faci și fii fericită. Mă vei găsi mereu lângă tine, indiferent unde te duci sau oriunde vei fi. Sunt tare mândră de tine. Te iubesc. Ah, știam că urmează. Chris, seamăn foarte mult cu mămica ta. Știu. Eu zic că ea seamănă cu mine. E prietena ta cea mai bună? Da. Sper. Ce poate fi mai frumos de atât? Chiar da. Ai pe mama cea mai bună prietenă. O iubesc foarte mult și ea știe asta. Nu pot mai mult? Bine. Ai bubic frumos. Patrick. Da. Ce faci? Bine, ești bucuros. Te-ai emoționat? Ce te-ai emoționat? Așa cum vorbea. Și știu că pe final și să... Am mai văzut o latără bună la el acum. Am pe nona care are grijă. Nu s-a auzit, spune-ne și nouă. Zic, am pe nona care are grijă să acopere golul ăsta. Da, noi din păcate ne vedem destul de rar. Cât de rar? Un an, doi ani. Wow. Unde este mama ta acum? În Anglia. În Anglia. Și de ce atât de rar? Nu am nimerit noi de multe ori. Ea de fiecare dată chiar se străduiește foarte tare să mai vină în România.
Doar că este greu pentru că sora mea cea mică este și la grădiniță, ea și lucrează foarte mult ca să țină situația de acolo. Pe noi, acum în ultima perioadă ne-a oprit pandemia, tot așa foarte, foarte mult timp. Probleme din astea de familie, dar în același timp ne-am obișnuit cu apelul de video și e ok. N-ai văzut-o ultima dată? Acum vreo 8-9 luni. Wow. Dar frumos că mi-a trimis mesaj. Și mă mir că s-a abținut să plângă, că știu ce-i în sufletul ei. Te-am cunoscut și altfel. Te-am văzut și altfel. Da. Nona, tu de ce plângi? Tu o să plângi la toate mesajele, nu-i așa? Probabil da. Mai avem mesaje. Multe. Mai sunt două. Câteva. Da, eu am lacrimi multe. Bun, hai să privim. Bună ziua! Sunt mama lui Laurențiu, mă numesc Felicia și vreau să vă povestesc puțin despre el. Laurențiu este un băiat bun, cu suflet mare, carismatic, glumeț și atent. De când era mic, îmi aducea diferite cadouri, dar mai ales când era ziua de 8 martie, nu exista să nu-mi aducă mici atenții. Sunt foarte mândră de el și mi-a făcut cea mai mare bucurie când a venit pe lume. Laurențiu este o fire foarte energică și a îndrăgit sportul de când era mic. Cu timpul mi-am dat seama că Laurențiu este o fire foarte ambițioasă. La vârsta de 13 ani a plecat departe de casă, practicând handbalul la CSM Bacău, unde a locuit acolo 4 ani de zile. În urma muncii lui, fiind unul dintre cei mai buni din echipă, a obținut o sumedenie de medalii. Ulterior, a găsit o altă latură a sportului care l-a atras, acesta fiind culturismul. S-a antrenat în domeniu, iar în 2018 a participat la Londra la un concurs, de unde a adus aurul. Este un băiat foarte disciplinat și sunt foarte mândră de el să spun oricui că este băiatul meu. Bravo! Ce mândru s-a uitat de la așa! Laurențiu! Da? Le-ai spus băieților că ai venit cu aurul? Nu, cred că da. Știam. Câtorva dintre ei, cred că le-am spus. Da. Nici fetelor. Mi-a spus că a concurat. Da. Urma, în schimb, ne-a spus că a înșelat. Am zis să am început cu ce trebuia. Dacă ziceai de aur, era altceva, Laurențiu. Mai ales la Bianca. Ei, Rado, la mine... De aur. La mine cu poeziile, nu cu aurul. Ne talăm dragostea, Bianca. Renesa? Da, mare nel, hai. Păi crede-mă că dacă o dat așa, noi... De la ea se acceptă. Ai fost certat de... și de... Ce ziceți, doamna Daniela? Nu știți nimic? Sau sunteți de acord? Vă băgați și dumneavoastră în aceeași echipă cu ele? Cristina, Bianca, Cristina l-a certat pe Radu, i-a dat și o pălmuț așa, să nu se mai ia de tine. Radu s-a uitat repede spre mama Cristinei. Mama Cristinei a ținut Cristina. Mama lui Radu a ținut cu ele. Dar era ca să fac o glumiță. Eu aș plânge la fiecare mesaj, nu mai pot. Radu? Ai grijă. Azi. E bine că n-au vreo nuia sau ceva. Îl tăiască la... Cu ce-l prindeți pe Radu prin casă? Le comanda cu papucul. Da? Da. Făcăleți? Ce prind? Oh. Nu-l mai prind de acum că e plecat. Cu, da. Mă trezeam cu telecomanda, nu știe de unde pleacă. Că mor de cald. Da. Vă duceți la Sibiu după el să-l vizitați. Dacă e nevoie, da. Te-am învățat cu drumurile, nu? Dacă e nevoie! Pe la aia se referă. Veniți că e urgent. Parcă și au la telefon. Mari, ce faci? Vezi ce-ți dau eu ție? Bun. Mai avem mesaje. Hai să privim. Serios, Patri, cu ocazia acestei zile speciale, simt că am mari emoții și vreau să-ți transmit o surpriză frumoasă. Patri, ai fost o fetiță adorabilă, dar acum văd o fată frumoasă și inteligentă, care trece prin viață cu încredere și înțelepciune.
Îmi aduc cu drag aminte de momentele amuzante ale copilăriei tale. Ca exemplu, în ziua când te-ai hotărât să mergi la grădiniță cu o cutiuță plină cu furnici și rușinea pe care am simțit-o atunci când m-a chemat doamna educatoare să înapoieze cutiuța cu furnici ca să le eliberez. Îți mai aduci aminte când am plecat cu tine la bunica ta la țară și întorcându-ne acasă ai furat doi puișori de rață și ai băgat în buzunar. Astea sunt amintirile copilăriei tale, dar acum tu ai crescut și vezi viața cu alți ochi. Mami și tati te iubesc mult și în această zi specială îți transmitem la mulți ani și multă sănătate. Avem deosebită încredere în tine și te iubim. Mult succes în continuare! Mulțumesc mult de tot! Așa faci, curație, a?